și să-i oferiți o bună educație băiatului. Vă ofer cuvântul dumneavoastră, ele posibil sunt și online, așa de prea, ia stați un pic, dacă sunt online, vreau să le auzăm. Așa, cine prima ia cuvântul? Cine e prima? Doamna Natalia, două cuvinte pentru omagiata noastră, ce vreți să-i transmiteți? Aplauze! Pune-o cu zi, Mariana. Mariana, are emoții, de asta și m-am rugat ca eu să transmit tot și trăiește. A venit? Nu, are emoții, așa s-o ascult. Lasă că personal, că ei se rușinează de mine, de video, eu înțeleg. Ce vreți să-i transmiteți, prietelor? Ce vreți? Scumpile mele. Scumpă belșoară și scumpă nepoată, scumpa mea prietenă Valentina, vă mulțumesc din suflet. Mi-ați făcut o seară deosebită, nu m-am așteptat la așa ceva. Vă doresc și vouă sănătate, putere și să aveți răbdarea. Stima din partea mea că mi-ați făcut seara așa frumoasă. Vă pup și vă iubesc și vă aștept acasă cu doar. Mulțumesc din suflet! Aplauz! Eu mă bucur mult că v-am cunoscut. Vede că sunteți stimată mult și de lumea asta care a venit să vă susțină. Vreau să vă cânt o melodie, mai întâi așa cu păcărelul, dar după asta vă invit la un hor. Ce spuneți? Eu cred că lumea a reușit să mă servească, da? Așa, dacă ceva și mai turnăm noi dacă trebuie și dacă îndemn chiar să ridicați paharele și să ridicați sus, cu ocazia zilei de naștere. Domnul Natalia, la un